Pentru că ai văzut, ai crezut, Tomo, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Frați creștini, astăzi avem bucuria Evangheliei care mărturisește și care vorbește în continuare despre înviere. Tot ceea ce se întâmplă în biserică, în această perioadă, și nu numai, tot ceea ce se întâmplă în biserică, mai ales în Sfintele Duminici de peste an, și tot ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, stă în puterea credinței în înviere. De aceea Evanghelia de astăzi vine cu acest rol sfânt și important de a pune împreună cu Hristos la temelia sufletului nostru o cărămidă a veșniciei care înseamnă credința în învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Fraților, în jurul acestui eveniment, unic în istoria omenirii, a învierii lui Hristos, observăm mulțime de oameni, de tot felul. Îi observăm pe apostoli care, deși lor li se binevestise învierea și faptul că a treia zi după pătimire și după moartea Mântuitorului Hristos, El va învia, ei totuși au dat uitării acest mic amănunt. Îi mai vedem și pe farisei și pe cărturari care și-au adus aminte față de apostoli, cum că mincinosul acela a zis că a treia zi după ce va muri va învia, ceea ce înseamnă că cineva va veni să-l fure și va fi sminteala de pe urmă mai mare decât cea din tâi. Iată raportări diferite la acest eveniment al învierii. Le mai vedem și pe femeile mironosițe, care, observând piatra dată la o parte, observând giurgiurile singure zăcând, s-au gândit, oare cine l-a furat pe Domnul? O vedem și pe Maria Magdalena, care a venit la mormânt, a văzut că nu este, și s-a dus și l-a întâlnit pe Hristos în grădina mormântului și iată, a crezut că este grădinarul. Și a spus, dacă cumva l-ai luat tu, spune-mi, te rog, unde l-ai pus. Iată, alt tip de raportare la acest eveniment care este foarte greu de înțeles până și cu inima, dar mai ales cu rațiunile noastre. Îi mai vedem apoi pe cei doi apostoli în drum spre Emaus, care s-au întâlnit cu Hristos, dar neavând ei inima fierbinte, nefiind ei împărtășiți de Duhul lui Dumnezeu, nu l-au cunoscut pe Hristos. Și abia după Sfânta Împărtășanie, după ce Hristos a frânt pâinea, după ce s-au întâlnit, după ce Hristos a avut o școală împreună cu ei, pentru că le-a vorbit lor despre toate momentele din Vechiul Testament unde se amintește și unde se prorocește despre învierea lui Hristos, după ce s-au împărtășit, l-au văzut pe Dumnezeu cu ochii inimii. Și Dumnezeu, bineînțeles, s-a făcut nevăzut. S-a ascuns în credința lor. Iată alt tip de raportare la ceea ce ar fi trebuit să însemne o înviere cunoscută pentru toată lumea. Și bineînțeles, îl mai avem și astăzi pe Toma, pentru că este Evanghelia de astăzi. Îi avem pe cei 12 apostoli care stăteau ascunși de frică în odaia aceea și care l-au întâlnit pe Hristos și ei fiind alături de Hristos nu și-au mai pus problema dacă trupul lui Hristos este real, dacă este doar Duh, ci l-au recunoscut, au simțit prezența lui Dumnezeu
Și după aceea Dumnezeu s-a retras de lângă ei. Dar Toma nu era împreună cu ei. Iar Toma, l-am numit noi, l-am poreclit noi în poporul nostru, Toma cel necredincios. Oare cu cât a fost el mai necredincios decât toți cei care s-au potignit în această înviere a Mântuitorului Iisus Hristos? Că nici apostolii, nici mironosițele femei, nimeni n-a reușit să treacă, măcar pentru cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, să treacă de această potignire a învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Nimeni n-a putut, nimeni n-a cunoscut-o, nimeni n-a știut. De aceea, Toma este la fel de necredincios ca și ceilalți. Sau mai bine zis, este la fel de credincios ca și ceilalți. Ceea ce îl diferă pe Toma de toți ceilalți este că el a primit un mare dar prin Evanghelia de astăzi care mi s-a citit nouă. El a primit darul mărturisirii. Iată, el practic cu condeiul degetului său a îndrăznit și a lăsat cumva scris în sufletele creștinilor autenticitatea învierii Mântuitorului Iisus Hristos. El a pus mâna sa în dreptul cuielor. A pus mâna sa în coasta lui Hristos. A atins Petru intensitatea teribilă a patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, dar n-a simțit durere, ci a simțit că a izvorât de acolo învierea lui Hristos și mai mult decât atât, a răsărit credința și mărturisirea. Ce a spus Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată darul pe care l-a primit Toma, darul mărturisirii. Este un dar pe care biserica ne-l oferă nouă astăzi. Dacă biserica are un mesaj în Evanghelia de astăzi, prin Toma, este acela că trebuie să ne deschidem sufletul ca să-L mărturisim pe Hristos. Și prin mărturisire ne vine și credința aceasta în care să dăm forță învierii în sufletul nostru. Pentru că învierea, v-am spus, este tot ceea ce se petrece în creație, este în jurul învierii. Pentru că ce s-a întâmplat la înviere? S-a îndumnezeit omul. A căpătat strălucirea pe care n-ar fi avut-o niciodată, nici măcar Adam n-a avut-o în rai. Iată, prin înviere, omul a devenit Dumnezeu prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin învierea Lui. De aceea, este atât de puternică învierea. Și dacă biserica a trăit și a dăinuit mii de ani, este prin puterea învierii. Puterea învierii se manifestă diferit. Se manifestă diferit la modul acesta de obștesc al bisericii, al bisericii lui Hristos. Dar se manifestă și în particular în sufletele noastre. Învierea are o putere extraordinară. Nu vedeți, zilele acestea toate s-au inundat de bucurie. Deși mesele noastre, întâlnirile, discuțiile noastre de acasă, împreună cu cei dragi, noi am cam părăsit duhul rugăciunii și intensitatea, de exemplu, din săptămâna patimilor. Noi nu am mai depus atâta efort ca să câștigăm Duhul lui Dumnezeu. Ba din contra, l-am alungat. Cum? Am renunțat la post, am adus cuvintele, am adus plimbările, am adus relaxarea, am adus odihna și totuși bucuria a rămas. Iată câtă forță, cât elan dă învierea lui Dumnezeu. Dă această forță a învierii. Și e suficient să faci o cruce, să te aduci aminte de Hristos și sufletul ți se umple, ți se inundă din nou de bucurie pentru această mare realizare dumnezeiască care este învierea. Fraților, învierea a făcut din oameni Dumnezei. Învierea a făcut din pescari și din analfabeți, a făcut învățați și stâlpi și temelii ale credinței ortodoxe în lume.
Învierea a făcut din țărani, din neamul nostru, a făcut din țărani eroi. A făcut din lași curajoși. A făcut din morți, i-a făcut vii. A făcut din oameni muritori, a făcut pe oameni să fie nemuritori. De aceea, să îndrăznim un pic să gândim mai mult la această înviere. Să fim așa cum a fost și Toma și apostolii și Luca și Cleopa în drum spre Maus, să fim lângă Dumnezeu. Să rămânem lângă Dumnezeu așa cum suntem noi. Cu păcatele noastre, cu patimile noastre, cărora le dăm mai multă importanță decât proprii noastre vieți. Dar totuși, pe acestea să le ținem lângă Dumnezeu. Așa cum suntem. Că biserica nu este a oamenilor virtuoși. Este a păcătoșilor. Așa că noi, păcătoși fiind, trebuie să venim și să aducem acest iad al inimii noastre lângă învierea lui Dumnezeu. Să o aducem lângă biserică. Și puterea aceasta a învierii să ne facă să ne ridicăm din păcatul în care suntem. Dacă am căzut, să căutăm la puterea învierii. Să căutăm cu credința și cu prezența noastră lângă Hristos această înviere, de a ne ridica, de a ne câștiga această demnitate a noastră de oameni, de oameni, în primul rând, duhovnicești, candidați spre nemurire. Avem această îndrăzneală. Noi imediat ne gândim la cât suntem de neputincioși, la cât suntem de slabi, la cât suntem de plin de păcate și, de fapt, Dumnezeu, prin răstignirea sa și învierea sa, ne-a dat gratuit această demnitate. Să îndrăznim, că asta este gând de la vrășmașul, ca să rămânem în cocina pe care ne oferă faptele noastre. Să rămânem în învierea pe care ne oferă Dumnezeu. Să îndrăznim la acest lucru. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă v-ați aliat cu mine, pentru ce vă mai faceți probleme? Iată, să aduceți învierea aceasta, forța Evangheliei de astăzi, mesajul bisericii, sfintele slujbe, harul, rugăciunea, atenția la ceea ce este dumnezeiesc în această lume, să o aduceți aproape de sufletul frăților voastre, ca să învieze sufletul de la patimă spre virtute. Să ieșim din această logică în care vrăjmașul ne îndeamnă. Dar toate numai prin această dumnezeiască înviere. Ca să concluzionez și să aduc un înțeles mai frumos acestei zile și Evanghelie de astăzi, aș vrea să mă folosesc de cuvintele Sfântului Efrem, Sirul, care vorbește atât de frumos la un icos care s-a citit la utrenia de astăzi și care din păcate grijile și anumite probleme au făcut ca această cântare să nu fie auzită de prea mulți dintre noi. Dar dacă mi-i îngăduiți, aș vrea să vi-l spun. Cine a ferit mâna ucenicului nealță atunci când s-a apropiat de coasta cea de foc a Domnului? Cine i-a dat ei îndrăzneala de a putut pipăi osul cel de văpaie? Numai coasta care a fost pipăită. Că dacă aceasta n-ar fi dat putere dreptei celei de lut a lui Toma, cum ar fi putut pipăi semnele patimilor care au făcut să se cutremure cele de sus și cele de jos? Lui Toma s-a dat darul acesta de a o pipăi pe ea și de a grăi lui Hristos. Domnul meu ești și Dumnezeul meu. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Părinte, să mai stați puțin, că vreau să zic și eu, nu e obiceiul ăsta să se vorbească după ce a cuvântat predicatorul, dar pentru că n-ați fost, cei mai mulți dintre frățile voastre, n-ați fost vineri și pentru că și eu am fost aproape absent, deși prezent fizic, am fost aproape absent din pricini ce țin de, cum îi spune,
De comunicarea subalternilor. De lipsa de comunicare. Nu. De desincronizare. Am găsit și eu un cuvânt acum ca să mă scuz. De desincronizare. N-am apucat să-i cântăm așa cum se cuvine la mulți ani părintelui și nici n-am apucat să îi dăm și noi un buchet de flori așa cum se cuvine, așa că vreau să în fața frăților voastre și a părinților lui să-i dăm un buchet de flori. Asta a fost rugăciunea noastră a fost slujit o singură dată în viere, așa că are bucuria învierii. Vă rog să-l primiți, părinte. Și avem și un buchet de flori, dar nu sunt pentru dânsul, vă spun pentru cine sunt. Acesta este darul nostru al bisericii pentru părintele arhidiacon Doru Emanuel. Noi nu facem ca cei, nu avem niciun fel de prejudecăți, nu ne temem de pisica neagră, că vopsim camera înainte să se nască copilul. Noi știm de la Dumnezeu că așa va fi, așa că nu ne-am antepronunțat, dar să nu mă spuneți. Asta e altă treabă. Deci darul nostru smerit într-adevăr, dar darul nostru pentru părintele este deocamdată material. Cel spiritual îl poate face doar Duhul Sfânt. Noi nu avem aici, deși lucrăm sau Duhul Sfânt lucrează prin noi, asta nu putem să facem, numai episcopul poate să facă asta, și anume în Alta Sfințitul Teodosie. Noi ne rugăm ca dânsul să fie. Dar până în alta, se primească așa un mic dar de la noi, pentru că am zis că poate, fiind luna, doar luna a cincea, încă anul ăsta putem să luăm autorizația de construire. Eu așa zic că dacă părintele o să aibă o legătură bună cu domnul arhitect, nu așa de bună pe cum am avut-o eu cu vechiul arhitect, până la sfârșitul anului vom avea autorizația. Și eu cred că în timpul acesta, concomitent, simultan, consecutiv, ulterior, nu știu cum va da Dumnezeu, dar noi gândim că anul acesta să îmbrace veșmântul. El a fost îmbrăcat o singură dată de înviere, este încărcat de bucuria învierii, fiindcă slujirea preoțească, am spus că înseamnă lacrimi. Deocamdată vorbim de lacrimile de bucurie, lacrimile de bucurie la înviere. Celelalte nu discutăm acum în săptămâna luminată. Mi-a venit un gând pe care îl spun și părintele, nu știu dacă este și îl spun și frățiile voastre. De fapt, dacă ar fi să traduci preoția într-un singur cuvânt, cred că așa ar trebui să fie. Preoția înseamnă lacrimi. Asta este preoția. Mi-a venit ieri gândul acesta și pe când mergeam acasă m-am gândit cât de deștept sunt, cum de mi-a venit așa un cuvânt care, să știți că este duhovnicesc. Fiindcă asta este, ea e numai lacrimi, lacrimi la rugăciune, lacrimi de bucurie. Să plângi cu cel ce plânge, să râzi cu cel ce râde. Până la lacrimi, adică până la capăt. Dumnezeu să-L binecuvânteze, îi spunem la mulți ani, să știți că nu mă supăr dacă vreți să-L îmbrățișați și să-I dăruiți câte ceva. Eu sunt foarte fericit. De asemenea, vreau să vă spun, fiindcă așa a dăruit Dumnezeu, părintele mi-a dat de ziua mea metania asta, știți? Dar n-are cum să scape de metanie, că metania înseamnă transfigurare, înseamnă schimbarea în tot. Și atunci eu m-am gândit că vine foarte bine, la veșmântul ăsta se potrivește foarte bine metania și i-am dat-o. Pentru că a avut-o ani de zile aproape, nu știu, vreo 10 ani a avut-o în mașină. Și cumva, nu știu cum așa, i s-a rupt inima și a venit și mi-a zis, părinte, nu mi-a zis, dar mi-am dat seama, n-am fost pregătit pentru ziua ta, dar uite, îți dau ceva de care sunt, nu mi-a zis, asta spun eu. Și mi-am dat seama că s-a despărțit de un obiect care era foarte drag și l-am primit cu toată dragostea. Dar acum am adăugat la dragostea lui și dragostea mea și l-am dat înapoi să-și pun acolo unde era locul.
Nu știu dacă încape în mașina lui atâta dragoste și probabil că în scurt timp va trebui să-și ia mașină cu 6 locuri. Că altfel ia permisul, știți? Dar asta e deja între el și coana preoteasă. Eu îi îmbrățișez părinții, în primul rând, pe care îi iubesc foarte mult și nu numai pe părinți, ci pe surorile părintelui, care, iată, sunt cumva, nu știu cum să zic, dacă și sunt și fiicele mele, adică dacă sunt fiicele părinților lui și sunt și fiicele mele, cumva când suntem cu toții mai mult decât neamul de sânge, nu? Suntem mai mult decât atât. Și atunci vă rog să primiți așa smerita mea îmbrățișare și părinții părintelui Doru și să asimți ceva. Și părintele Doru să primească o îmbrățișare din toată inima și îl asigur de toată dragostea mea, de toată sinceritatea de care poate da dovadă un om și rog pe Dumnezeu să ne păstreze, să nu fie niciodată altfel decât cum a fost în prima zi în care am slujit și până astăzi. Cel mai mare lucru, cel mai mare dar pentru viața de familie este soțul sau soția. Bineînțeles, de aici decurg toate. Cel mai mare dar în viața duhovnicească a unui preot, afară de soția lui, este preotul sau preoții cu care slujește la parochie. E foarte important lucrul acesta. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că la barza chioară îi face Dumnezeu cuib. Știți? Așa. Acum, frumos ar fi dacă i-am cântat cu toții la mulți ani și îi cântăm cuiva la mulți ani. Știți cum o chema pe mama fericitului Augustin? Monica. Păi și unde-i Monica? Ieri a fost și ziua ei, așa că... Îi dăm și noi un buchet de flori, veniți mai aproape, că... Și ne gândim așa că dacă fericitul Augustin a ajuns atât de mare, de unde era, era un avocat bun, prins în high life-ul vieții de atunci, un mare admirator al frumuseții create de Dumnezeu, fie ea zidire, fie ea femeie, îi plăceau și jocurile, și hipodromul, și teatru, și vinul, și toate celelalte pe care le-a găsit în lume. Dar mama lui s-a rugat pentru el 17 ani. Așa că, dacă ne-a venit gândul acesta, noi zicem așa, că Monica, fiindcă are 2, trebuie să se roage pentru fiecare câte 17 ani. Așa cum a făcut, știți, în Vechiul Testament, cel care și-a luat 2 soții. Și pentru fiecare să se roage 17 ani. Asta e și un contract cu Dumnezeu, așa mai. Așa că îi spunem mulți și binecuvântați ani și într-adevăr să se roage, pentru că nu se știe care dintre fii poate să fie la măsura, la înălțimea, la adâncimea fericitului Augustin. Ce ar putea să-și dorească o mamă mai mult decât atât? Nici măcar viața asta de pe lume, ci învierea și mai cu seamă veșnicia copiilor. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe amândoi, pe fiecare lucrarea pe care o are de făcut și noi să le cântăm la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la viața numai lumină, ca în lumină să dai
Dumnezeu. Asta e ca la Pateric. Știți povestea de la Pateric? Cine știe povestea de la Pateric? Da? Haideți să vă spun foarte pe scurt. Un strugure a venit la un părinte, părintele l-a dat unui alt părinte, părintele acela s-a milostivit de un bolnav, bolnavul de nu știu cine, și până la urmă a ajuns tot înapoi. Florile acestea le-am primit eu de la mama părintelui. Așa era și în istoria comunistă. Da. Și iată, florile au ajuns la bunica și acum părintele, când o să plece mama, zice, mămucă, ia un buchet de flori. Și mămuca probabil îl dă și mămuca mai departe la florele. Bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Hristos a înviat. Domnul profesor de care v-am vorbit data trecută a venit să ne vadă. I-am dat și dumnealui vestea cea bună. O să ne rugăm cu toții împreună ca să dăm bice, să nu mai repetăm greșeala de data trecută. Poate că așa a îngăduit Dumnezeu. Nu aveam, în afară de a-l da la lei pe arhitect, puteam să fac lucrul ăsta, de exemplu, dar puteam, ipotetic. În afară de lucrul ăsta nu mai aveam ce să fac. Adică s-a acționat în două modalități asupra arhitectului. Cineva i-a arătat pistolul la propriu. I-a arătat pistolul. Și a mers. Pentru acela a mers. Eu i l-am arătat pe Dumnezeu. Am arătat în sus. Prima dată n-a mers. O să vedem. Poate, în orice caz, prima dată când o să facem slujbă în Biserica Nouă, o să-l invităm și pe domnul arhitect, cu mila lui Dumnezeu, să vină să participe cu noi. Nu-i port nici cea mai mică, nu știu cum, de obicei rămâne acolo o zgură, o rugină, dar nu-i port nici cea mai mică ranchiună, n-am nici cel mai mic reproș, pentru că tot timpul cât am lucrat cu el, de fiecare dată când ne întâlneam ore în șir, îi vorbeam de Dumnezeu. Mă gândeam că poate inima lui, eu cred totuși că n-a fost în zadar. Sunt convins, nimeni nu poate să ducă povara aceasta cu el, că din cauza lui nu s-a zidit o biserică și atâția oameni au suferit. Nimeni nu poate să ducă povara asta. Eu cred că Dumnezeu va zdrobi bolovanul acela. Și apoi mai e ceva. Am învățat lucrul ăsta chiar de la Hristos care a intrat prin ușile încuiate. Ați auzit astăzi? A intrat prin ușile încuiate și le-a zis un cuvânt. Ce cuvânt le-a zis? Pace vouă. Pace vouă. Nu i-a întrebat de ce m-ați lăsat, de ce așa, de ce așa, de ce așa. Niciun reproș. Pace și dacă vreți mai mult de atât, luați Duh Sfânt. Adică nici cel mai mic reproș. Ei toți au fugit și Domnul când s-a întors, când a înviat, a venit la ei și le-a zis, nu mai fiți triști, nu vă necăjiți, nu vă mai frământați, lăsați conștiința. Uite, pace vouă și nu pacea pe care vă dă lumea. Pacea lui Hristos, să știți că e altceva. Nu credeți că e un cuvânt așa, pace ție. Nu, 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 nu. Pacea lui Hristos este ceva, cum să spun, care copleșește toată firea. Cum spunea Sfântul Serafim de Sarov, dobândește pacea și mii se vor mântui lângă tine. Vă dați seama ce pace. Și într-adevăr, Sfântul Serafim a vorbit de la Duhul Sfânt. Pentru că Sfântul a fost opetul, după aia s-a dus, a spus un cuvânt și mii s-au convertit. Da? Deci toate sunt legate între ele. Pacea aceasta vă doresc și frăților voastre, mi-o doresc și mie din toată inima, o doresc și părintelui și tuturor oamenilor
până la urmă care îl caută pe Hristos, le doresc să domnească pacea aceasta. Amin. Și așa.